Atențiune, vă vorbește jandarmeria, așa era, nu? Păi, dacă era cu chestia aceea, jandarmeria nu a planează acum, ce mai întâlnește jandarmeria? Aveți dosar penal de cercetare că ați colaborat pe dos cu poliția locală și ați făcut scandal în județul Prahova și București. Pe deasupra mai aveți și calomnie. Pe deasupra trebuie să mai vorbiți și am și eu facultate ceva, dacă vin țiganii peste mine, dar barem sunt mulți la secția de poliție, eu știu, dracu știe. Trebuie să faci tu pușcărie pentru noi. Dacă ia o șpagă sau ceva. Spiru care facultatea a făcut și sunt jandarm sau facultatea UPG, după ce ești la pensie, parcă nu pot să fac eu agent de bază acreditat pentru că am dosar penal, pentru că am țipat o stărnață. Nu știi că tot ce ești împotriva ta, astfel încât va avea cel mai ingrat loc de muncă, dacă a luat sau ia șpagă și vinde firma și mă falimentează. Negociatorii din judecă, pardon, nu din judecătorie, din jandarmerie, adică dialog, și cei de la poliție, ca să vadă cât de prost ne merg românilor. De când jandarmeria a țipat noua planează cu poliția locală, se aliază și proteste pe stradă și țipete creează. Thank you.
mai puteți să faceți? Să vă ducem la spitalul de nebun pe dumneavoastră? Acum să vedem până unde ajunge nesimțirea, până la deschiderea de nou dosare sau la omucidere sau omor cu inculpă. La locală, la județeană sau la jandarmerie? Pentru el sau pentru membrii lui? Cu revoluție sau fără revoluție? Cu tren regal sau fără tren regal? Să țipe și din Rahova, să țipe și din